Sistemul de avertizare privind distanța de siguranță utilizează datele provenite de la camera de pe parbriz și de la radarul din bara parașoc pentru a indica în intervalul de timp dintre vehiculul tău și vehiculul din față și te avertizează atunci când acesta este prea scurt. Acest lucru permite menținerea unei distanțe de siguranță optime. Poți vedea distanța dintre vehiculul tău și vehiculul din față pe tabloul de bord. Reține că detectarea funcționează atunci când rulezi cu o viteză mai mare de 30 de km la oră. Dacă această imagine apare fără un vehicul, funcția este acum activă, dar nu este detectat niciun vehicul în față. Dacă apare un vehicul, camera și radarul au identificat un vehicul în față. Dacă martorul luminos este verde, distanța de siguranță este adecvată pentru viteza ta. Te separa mai mult de 2 secunde de vehiculul din față, indiferent de viteză. Atunci când martorul luminos devine portocaliu, înseamnă că distanța observată între vehiculul tău și cel din față este insuficientă pentru viteza ta. Ai la dispoziție între 1 și 2 secunde pentru a evita coliziunea cu vehiculul din față. Trebuie să încetinești imediat pentru a crește distanța de siguranță. Un martor luminos roșu indică faptul că distanța este mult prea scurtă. Te afli la maximum o secundă de vehiculul din față. Încetinește sau frânează foarte puternic. În final, martorul luminos clipește în culoarea roșie atunci când spațiul dintre două vehicule este de maximum jumătate de secundă. Pentru a activa sau dezactiva funcția, atunci când vehiculul este echipat cu un ecran multimedia, apasă pe Setări, apoi pe Sisteme de asistență la conducere, în fila Vehicul, Distanță de siguranță și la final alege Pornit sau Oprit. Dacă vehiculul nu este echipat cu un ecran multimedia, mai întâi oprește complet vehiculul, apoi apasă pe acest buton. De câte ori este necesar pentru a activa meniul Vehicul și apasă pe OK pentru confirmare. Acum apasă această comandă în mod repetat în partea de sus sau de jos pentru a naviga spre meniul Setări. Apasă OK pentru a confirma. Procedează în același mod pentru a accesa meniul Sisteme de asistență la conducere și confirmă, apoi repetă acțiunea pentru a accesa avertizare distanță și confirmă din nou. Apasă pe OK încă o dată pentru a activa sau dezactiva funcția. În cele din urmă, reține faptul că la fiecare pornire a motorului, avertizarea privind distanța de siguranță păstrează setările valabile în momentul opririi vehiculului. Dacă e activat-o, va fi activă la următoarea pornire. Pentru a asigura că sistemul funcționează corect, camera și radarele nu trebuie să fie obstrucționate, de exemplu, de murdărie, noroi sau zăpadă. Este posibil ca anumite condiții, precum vizibilitatea redusă și virajele strânse, să afecteze funcționarea corespunzătoare a dispozitivului. Reține că această funcție este un sistem de asistență la conducere suplimentar care nu trebuie să îți înlocuiască vigilența ca șofer, fiind totdeauna atent la condițiile de trafic și la mediul înconjurător.